trei surori, ca trei flori, toate au rămas însărcinate în același timp, iar acest fapt le-a unit și mai mult. Acum sunt cu micuții lor în brațe și chiar dacă una dintre surori este plecată în Germania, am reușit să le unim pe toate într-un reportaj cald și frumos. Vă lăsăm și pe voi să le admirați! În 2018 s-a întâmplat o minune în viețile noastre. În acel an, treptat, am aflat că toate trei suntem însărcinate. Prima am fost eu, undeva prin luna februarie anului 2018. La scurt timp, în martie, ne anunță Marina, sora mijlocie, că este însărcinată și, surpriză, la scurt timp ne sună Ira, ca să ne zică... Sunt însărcinată. Salut! Salut! Ce faceți? Cum la voi? Erica, tu iar mănânci! Tu ești cea mai mâncăcioasă din neamul nostru! Da, după Alexandru! Da. Noi cu sora Marina am hotărât împreună să divulgăm secretul, adică am venit împreună, toți eram aici, erai și tu, eram toți, și atunci i-am spus tatălui, uite, mai ai să mai fii el încă și o dată, încă și o dată. Da, am fost foarte bucuroși când am aflat vestea asta de la fiicele mele, o bucurie nemaipomenită. Pentru noi asta e bucurie. Asta e viitorul nostru. Nepoței e viitorul bunicilor. Noi încercăm să îi încurajăm să aibă dragostea mai mult ca frate și cu soră decât ca verișori, adică să se iubească între ei, așa cum ne iubim și noi ca surorile. La noi, în general, toate surorile ne iubim foarte tare. Noi eram mereu unite, comunicam foarte apropiat cu surorile, dar în momentul în care am aflat că suntem cu toate însărcinate, am devenit și mai apropiate. Faptul ăsta ne-a unit foarte mult. Ne împărtășeam cu emoții, cu trăiri, cu așteptări. Cu regret, sora mijlocie nu este în țară, ne vedem rar. Dar ce rar, ne-am văzut o singură dată de când s-a născut fetița ei. A fost acasă să o boteze, atunci ne-am adunat cu toții și din nou a fost o ocazie să imortalizăm acest moment, toate trei cu bebelușii deja în brațe. Sper în cel mai scurt timp să putem să ne întâlnim și să stăm iarăși la un loc. Dai seama că vrem tare, poate să venim, da. Da. Putem să noi oricum vă așteptăm în orice moment.